Când am ajuns la hotel, ei zis, Maria, vezi că ai vorbit foarte prost, te-ai băgat foarte aiurea. Dar de ce vorbești de hotel? Și ai grijă cum vorbești cu el. Ai spus că vii cu chestii în emisiune, ce vorbești de hotel? Da, era legat de emisiune. Eu ți-am zis o chestie care s-a întâmplat aici. Nu ai cum. Eu n-am adus legat de voi doi ca să vă distrați. Nu ai cum aduci chestii din afară și nu e cazul. Nu e cazul că putem să aducem și noi. Eu nu vreau să aduc nimic, omule. Eu nu vreau să aduc nimic. Auzi, Alexandru, mai devreme spuneai despre Maria că în trecut vorbea numai prostii. O face în continuare? Păi ea mereu, adică nu mereu, câteodată vorbește prostii, cum ar fi și momentul de față când e apărarea lui. Am spus, de fiecare dată când am avut ceva de obiectat la adresa lor, am spus, având în vedere că acum se apropie finala, auzi? Marinescu mă caută pe mine scoțând în evidență niște aberații. Mamă, nu l-am căutat o secundă, bă! Dar? Băi, Doamne, domnișoara Cristina, tot se scuză că-i caut pe ei, dar n-am nicio treabă cu voi, bă, oamenilor. Nu am nicio treabă, păi... Alex, e greșeala ta că vorbești cu el, că se interpretează că îl căutăm pe acest important al emisiunii, dar nu mai vorbi, ca să nu ți mai zică lucrurile astea. Lasă să se facă lumină și să înțelegem și noi cu ce se au la mână unul pe celălalt. Săptămâna care vine mai avem 2, 3, 4, 5 plângăcioși pe aici, că se vorbește doar de Marinescu și de Maria. Mai până la voi, eu vreau să știu cu ce te ai tu cu Alexandru la mână. Ce aveți de ascuns? Cristina, dacă ar fi de dezvăluit lucruri, ar putea fi foarte multe lucruri de spus. Dar de Ana, de unde știe Maria? Haideți să vreau să vă spun o chestie. Dar eu niciodată, el a spus că sunt cea mai secretoasă persoană. Păi asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Păi crede-mă că dacă ar fi să aduci ceva aici în emisiune, nu ai avea tu bun sis, pentru că chiar dacă stau în cameră cu tine de atâta timp de zile, ies cu tine afară și de acum încolo tot cu tine o stau în cameră, așa. Da? Băi, având în vedere că eu am fost foarte deschis cu tine și nu m-am ferit nici când am vorbit cu Maria, nici când am vorbit cu tata, nici cu mama, nici cu alte persoane, să aduci tu lucruri aici în emisiune, mi se pare de joasă speță. Înțelegi? Ceva iar tu, ce vorbești cu tata iar tu având în vedere că ești o persoană atât de secretoasă, așa, în spatele acestor lucruri ascund foarte multe lucruri, crede-mă, și anume că nu ești caracter, înțelegi? Păi eu te Nu, pentru că tu ai spus aici în emisiune de fiecare dată că Marinescu este prietenul meu și la momentul actual tu spui treaba asta, înțelegi? Tu având în vedere că ești o persoană secretoasă, crede-mă că nu se leagă lucrurile. Marinescu, ca idee. Am adus o joci doar la cacealma. Marinescu, cine a zis, cine m-a amenințat că vine, că mă distruge, că nu știu ce? Uite acolo. Dar așa cum ai putea să-l distrugi? Cum? Cu ce? Uite acolo, păi stai ce... Dar n-am zis... Da! N-am zis că-l distrug! Da, dar tu în același timp ai spus că dacă tu ai ceva cu Maria, o să spui chestii despre ea, nici de cum despre mine. Acum observ că despre mine. Nu, despre voi am zis, Marinescu, despre voi am zis. De ce să zic eu despre Maria? Eu sunt ca Maria care stă să o urmă. Eu o urmăresc, am altă treabă, am altă treabă. Nu, Marinescu, asta e gândirea mea că o urmăresc cu Maria? Nu, în momentul în care a fost vorba despre Aurora, a adus o chestie despre Aurora. Lasă-mă pe Aurora. A, Marinescu, nu duce pe Aurora, lasă acolo să odihnească niștita. Maria a zis că mă urmărește pe mine. Eu nu mă descurc. Crezi că eu fac ca Maria să o urmăresc pe Maria, cum face ea, în loc să vină să te urmărească pe tine? Să pe tine Alexandru, păi nu mai face pe Sfântul, că tu ai fost cel care ai spus că sunteți prieteni și că îți place de mine. Tu ai fost cel care a vorbit prost în afara ei. Maria, deci atât de slabă ești. Lasă-mă o secundă. Alex, lasă-mă. Alex nu a venit niciodată în emisiunea asta să afirme faptul că este prieten cu Marinescu. Din contră, Marinescu a zis că Alex este prieten, înțelegi? Deci n-are nicio treabă ceea ce spui tu. Iar faptul că ați început să-l amenințați, Marinescu a început să-l amenințe pe Alex primul, după care tu și-ai spus că-l bagi în canapea. Ca să ne înțelegem. Corect. De la voi a pornit toate lucrurile astea și plus de asta, în afară de asta, ați venit astăzi și a spus de nu știu care Ana. Bun. Aperațiile ale voastre, Alexandru. Le puneți mâna la gură lui Alex să nu vorbească despre voi, că dacă Alexandru la gură, crede-mă că voi ieșiți afară de rușine. Chestia aia cu Ana, ce crezi? O știi și tu, dar nu vrei să o spui. Eu o știu? Da. Nu cunosc nicio Ana. Ce crezi? Nu cunosc nicio Ana eu. A pornit de la tine și ai zis vorba mai departe, da. De la mine, aole! Vorbește cu Maria, vorbește cu Maria, stai, nu, Alexandra nu-i răspunde. Da, și mai mă jos acolo. Ascultă-mă, de ce dai vina? De ce ești atât de Maria? Eu cred că ai zis domnișoara Cristina, ce se întâmplă? Cine e Ana? La cât de previzibilă este Maria, mă refer la faptul că ea
iar vine să mă atace. Drept dovadă, nu are absolut nimic cu ce să mă atace, în afară de prostia asta, că mie îmi plăcea de ea. Vrei să arăt cât de imprevizibilă sunt? Deși, nu, ești foarte previzibilă și foarte penibilă. Deși, nu mai numi așa, te rog. Sunt prietenul iubitului ei și cum pot eu vreodată în viața asta să-i spun eu ei că îmi place de ea? Dar eu când ziceam chestiile alea la Caterin, că ea râdea și că, Alexandru, da, dacă m-aș da la tine, cred că ți-ar fi plăcut sau nu cred că mai rezista. Tu fiind iubita prietenului meu, cum facem? Același lucru pe care l-a făcut el, fii atent, de asta zic că sunteți trași la Indigo. Același lucru l-a făcut și el, scoțându-mi în evidență că nu l-am votat pentru Dominicană. Deci cu aceeași penibilitate veniți amândoi, cu aceleași chestii. De ce erai obligat să votezi spre Dominicană? Nu, păi, pe părerea lui. Nu ai fost obligat să faci nimic pentru nimeni în casa asta. Asta zic, asta zic. Zi, Marina, Cristina. Dar eu nu înțeleg, având în vedere că suntem prieteni, da? Și aici, și tot aici, ascultă-mă, tot aici în casă, de fiecare dată când eu susțineam ceva, erai prieten, în spatele meu și spuneai și tu treaba aia, înțelegi? Așa, o, stai, bineînțeles, nu o înfloreai că nu pot să da, prieten, păi nu am cum. Spuneai două cuvinte, eu spuneam jumătate de oră, tu două cuvinte. Păi da, că tu înflorești. Cum poți tu, mă, frate, să fii atât de ofuscat, înțelegi? Așa. Să, nu știu, să nu-i dai un vot prietenului tău. Doamne, să-i dai un Victor Beca. Deci atât de penibil, Marinescu. Marinescu. Încă o dată de la săptămâna, Marinescu, doamna ta. Aici se vede cât de frustrat este. Încă o dată. De fapt, el s-a deranjat pentru că ați spus dumneavoastră după gală, te rog frumos, a spus dumneavoastră după gală că aceste voturi care au fost în Dominicană pot fi cam aceleași care vor fi gală. Și el mai mult s-a speriat și s-a simțit deranjat că nu l-am votat, pentru că s-ar fi gândit că nu l-aș fi votat pentru finală. Cristina, din punctul meu de vedere, credeți-mă, susțin mai degrabă ceea ce are Răducu cu Codruț, chiar dacă nu au dreptate domnișoara Cristina la un moment dat și ar vrea să spună alte lucruri, ei se susțin până la capă, se duc pe linia lor. Decât să am lângă mine o persoană, credeți-mă, care este parșivă, eu să mă gândesc la el și el să nu se gândească o secundă la mine, să se gândească doar la el. Da, doar la el, doar la el. La regresul lui Marinescu în această emisiune, domnișoara. E parșiv prietenul tău? S-a demonstrat, atâtea ori. De câte ori Codruț și Radu s-au persiflat unul pe altul. Hai să zic că au făcut mișto unul de altul. Dacă nu unul din ei s-a văzut că e deranjat, a încetat celălalt. Ce ai făcut? Ai continuat. Se numește parșiv. De ce? Păi nu știu, din exemplele aberante pe care le zic. De ce sunt parșivi? Pentru că astea sunt lucrurile pe care le fac. Prietenul meu. Nu mai știu. Dar stai așa, domnișoara Cristina, zici că de fiecare dată când a vorbit el, vorbeam și eu din spate, dar eu vorbeam două minute, el vorbea jumătate de oră pentru că nu pot să înfloresc. Chiripei, cum spunea el, da, Ronaldo, te rog. Domnișoara Cristina, se vede clar că el și le scrie acasă pe foaie niște chestii care încearcă el să le facă la subconștientul unora, folosește cuvântul prietenie ca să-l șantajeze puțin emoțional pe Alex, doar ca să-i zică, bă, prietenul adevărat face așa, face așa, tu nu faci așa, doar ca să-l facă să-l influențeze. Dar tu dacă erai prietenul, bă, tu dacă erai prietenul, tu nu trebuie să faci așa, tu trebuie să fii prietenul meu ca să faci așa, cum încearcă și Maria cu Amira, când îi spune că trebuie să alegi dintre prietenia adevărată și un băiat care te va înșela, te va nu știu ce. Aici se vede clar că ei cred că au început să-și le scrie pe foaie, le fac mecanic doar ca să încerce să influențeze oamenii, să spună, bă, ești prietenul meu, cum poți să-mi faci mai așa ceva, să nu mă votezi pe mine, care ai zis că știi, domnișoara, că un prieten adevărat știi ce face. E de cuvânt, e băiat. Domnișoara Cristina, vreau să mai zic o chestie. Dacă el tot zice prietenul meu Marinescu, da? De ce vine cu aberații că eu plec în weekend undeva? Nu stai așa, plec în weekend undeva. Zice așa să te facă să tacă, să te simți. Dar nu are cu ce să mă facă să tacă. Tu ai zis că eu joc la public. Da, știi cu ce joc eu la public? Cum am mai zis-o pe materialul anterior, că nu jignesc, nu sar la bătaie și nu joc, da? Bun, mă bucur. S-a întâmplat odată doi. Bun. Eu nu am spus nicio clipă despre voi doi ce faceți în afară. Tu ai venit cu o aberație, cu Ana, cu plecat în weekend. Maria, iubita ta, chiar și când îi luam apărarea, vă luam apărarea, tot venea Alexandru. Unde pleci în weekend, Alexandru? Ce faci în zilele libere? Că-i problema Mariei să știe ea ce fac eu în zilele libere. Nu ce face Marinescu în zilele libere, ce face iubitul ei. Dar ce face iubitul meu în zilele libere? Nu știu, poate o căuta pe Nadia și vorbea cu ea. Merge cu tine? Nu merge cu mine, că eu vreau să mă duc singur. Căsătul de falsitate. Vreau să mă destind singur. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Revenim după știrile Canal D. Când ați fost voi doi favoriți în față și ai luat cecul, la fel de deranjat a fost? Da, n-a fost deranjat atunci? N-a fost deranjat? Bine. N-a fost deranjat, îți spun eu. Un pahar cu apă. Deoarece este foarte fals.
influență asupra unor fete și pentru că e fals. Câștigătorul acestui cec în valoare de 1500 de euro este... Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Când ați fost voi doi favoriți în față și ai luat cecul, la fel de deranjat a fost? Dar n-a fost deranjat atunci? Oh. N-a fost deranjat? Bine. N-a fost deranjat, îți spun eu. Un pahar cu apă. Deoarece este foarte fals. Este o influență asupra unor fete și pentru că e fals. Câștigătorul acestui cec în valoare de 1500 de euro este... Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala. Da, zi, Codruș, ce voia să spui? Domnișoara Cristina, la momentul de față țină să-i dau în totalitate dreptate lui Alexandru. Marinescu este ud. De fațadă, oricum. Nu, 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 bă, stai. Lăsă, mă, că le dai de fațadă. Băi, iar ești afară. Bă, ești ud pe tine. Și de fațadă. Bă, tu n-ai cum să vii să-l fii atent. Fii atent, n-ai cum. Bă, jur că-s de fațadă, omule. Deci ăștia toți, credeți-mă că sunt de fațadă. Ăștia toți care Marinescu s-a luat pe mine. Nici eu nu las pe el să vorbească. De ce nu lasă pe omul ăsta să vorbească la fel? Băi, omule, ești ud, dar tu vii pe ăsta și îl șantajezi, o dai în prietenia voastră pe care ai susținut atâta timp. De ce nu i-ai spus la momentul de față? L-am șantajat cu ce? De ce nu i-ai spus atunci? De ce nu i-ai spus atunci? Ascultă-mă un pic. De ce nu i-ai spus atunci că ești deranjat de vot? Ascultă-mă un pic. În momentul ăla ai spus, nu i-am spus, da, i-am spus și atunci. I-am spus și atunci, ba da, ți-am spus și atunci. De ce nu i-ai spus că ești deranjat de vot? Am spus și atunci, cum nu ți-am spus? De ce conversa? Cum nu ți-am spus atunci cu votul ăla? Cu votul ăla, nu ți-am spus atunci. Dar i-a spus chiar imediat după vot. Nu, 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 nu. Ți-am spus imediat. A venit acum doar că am început surplus. Ți-am spus imediat, Alex. Băi, nu mai cum să recunoști. De ce vrei să răspundere tu pe Marinescu? Pentru că eu nu țin minte să-l fi amenințat Marinescu pe Alexandru. La răspundere, fii atent. Până să amenințat Marinescu. Am fost aici. Ce ai zis? A spus că stai să nu vin eu să vorbesc aici în casă. Și ce? Pe tine. Păi și ce? Păi Alexandru a vorbit de el. Mario, ai lăsat-mă că ați vorbit de mine non-stop tot timpul asta. Vă plângeți de mil acum că vă șantajează Marinescu. Cu ce mă voi sta așa? Ba da. Am spus că am venit și am dat dreptate lui ăsta, pentru că la momentul respectiv nu s-a deranjat absolut deloc, nici de conversații, nici că l-a votat. Ba da, a vorbit și atunci. N-a vorbit. Nu, a vorbit și atunci în spate și eu i-am făcut semn să n-o facă, că na, fiecare votează ce vrea. Maria, el era conștient. Nu te amenința, Marinescu, cu nimic. Eu am făcut-o. Nu m-a amenințat, nici tu nu m-ai amenințat. Tu încerci să mă amenințezi, dar nu-ți iese, că nu ai cu ce, înțelegi? Tu, el a încercat-o încă de prea mult să dea pe mine, înțelegi? Pentru că el era conștient că niciunul din concurenții din casă nu să voteze pe el. A plecat un domnitor, da, unul la mână. Și eu nu l-am votat pentru chestia asta, una la mână, pentru că știam că nu o să-l voteze nimeni și doi la mână. Dar nu era vorba. Merita și altcineva să se ducă acolo. Alexandru, el a fost. Zic eu, a, dar Vegas pleca în Dominicană. Da. Votul tău l-a ajutat să plece. Da. Nu e vorba că votul tău ne-a ajutat pe noi să facem ceva sau să ajungem undeva. E vorba de, nu știu, voi susțineați că sunteți prieteni și e vorba de susținerea asta între prieteni. Atâta tot. Nu era vorba de competiție, că eram... Nu, zic acum, eram sigur că o să avem votul Amirei, al tău și cam atât. Și v-ați fi cum? Cu calii niștiți. Dar stai așa, la fel de deranjat. Bun, Alexandru, lucrul ăsta nu ne mișca pe noi nici în sus, nici în jos. Înțelegi ce zic? Marinescu a fost, la fel de a fost la mine deranjat că nu l-am votat pentru Dominicană, la fel cum ai fost când ați fost voi doi favoriți în față și ai luat cecul, la fel de deranjat a fost? Dar n-a fost deranjat atunci? N-a fost deranjat? Bine. N-a fost deranjat, îți spun eu. Un pahar cu apă. Du-te, n-a fost deranjat. Niște... Te duci să bei apă, da. E falși. Niște falși. Na, n-a fost deranjat. Eu în locul lui Marinescu, dacă țineam la iubita mea și așa, mă duceam, bravo, iubita mea, sunt mândru de tine și așa mai departe. Nu stăteam acolo și... Dar ce treabă are, noi eram certați atunci. De cu Maria, nu contează. Nu contează. Eu dacă aș fi cu Alexandra, nu zic favorita sau cu tine. Imediat după episod. Una din voi doar acum, câștigat ce cuvinte să pui strâng mâna. Imediat după bine, episod. N-a făcut-o când a făcut. Imediat după episod. Mi-a scris pe Instagram și mi-a spus felicitări. Ce vrei? Da, dar voi aveți relații și în casă, nu numai pe Instagram.
Da, bă, dar nu eram împreună atunci. Asta în casă, băi, dacă nu afișați asta în casă, de asta, nu am de unde. Bun, dacă făceam asta, dacă el făcea, stai un pic, dacă el făcea asta atunci, tu veneai a doua zi și spuneai, mă, că ăștia sunt fake, că nu știu ce, că teatru, că de aici sunt certat și când iau cecul se pupă. Hai, lăsați grăjeala asta, că știu de ce sunteți în stare. Zic că ești fake? Da. Codruț, nu are dreptate dintre cei doi prieteni, Marinescu. Acum? Alexandru, sau cei doi foști prieteni. După cum am spus, în totalitate are Alexandru, pentru că Marinescu, domnișoara Cristina, acum ci între prieteni nu se face niciodată treaba asta să pui să alezi sau să pui să-l ameni. Și a spus băiatul ăsta punctul de vedere, nu, până acum nu a fost deranjat pentru el pentru că a avut aceeași părere. Da? Dar când s-a sucit un pic și a văzut și el realitatea, da? Și a zis, băi, eu nu mai susțin, prefer să fiu imparțial, să spun punctul de vedere, a devenit un deranj. Bă, Marinescu, fratele meu. Marinescu deja o dă în victimizare prietenul ăla care m-a trădat, prietenul ăla care a făcut. Domnișoara Cristina, dacă erai tovarăș și adevărat, îi acceptai părerea, așa cum e bine, bă, asta e treaba ta. Domnișoara Cristina, nu înțeleg oamenii ăștia cum profită de bunătatea altor persoane. Da? Tu ar fi trebuit să o iei, bă, ceea ce zice asta, bă, poate are dreptate, ia să o iau constructiv. Nu să mă iau după el, dar să-mi dea de gândit ceea ce mi-a zis. Nu să-mi vii tu să te victimizezi, aiurea. Domnișoara Cristina, aveți dreptate ce spuneți de fiecare dată. Aoleu. Până una alta, eu de fiecare dată în competiția asta mi-am oferit încrederea pe tavă unor persoane care nu meritau toată încrederea mea și atenția mea. Și se adeverește că din ce în ce, nu știu, în fiecare zi, suntem într-o competiție. Păi râdeai de Andrei că se plângă la ce suntem într-o competiție și la prima stradă, domnișoara, la prima alee, domnișoara Cristina, te dau pe brază. Păi, cam să faci, că după toți apropiați ăștia, te-ai lașa. Îmi pare rău, fii atent. Domnișoara Cristina, nu știu cine încearcă să dea pe cine pe brază, stai cu Tim Marinescu, mă repet, am spus de vreo două ori. Nu, n-am greșit. În momentul în care doar atât vreau. Fii atent, doar atât vreau. Stai două secunde. Păi ai zis că la prima, asta când nimerește să vorbească cu Marinescu, nu se mai oprește, băi. Când prietenul te dă pe brațe, nu e vorba de mine. Nu e vorba de brațe. Nu mă mai interesează. Nu mai vorbi, bosule suprem, că ai zis în urmă cu vreo 3 zile. Păi nu, dai să Marinescu, vrei să vorbiți de la același nivel? De ce stai? Da. Adu-ți aminte când nu vorbeai cu mine când am intrat în competiție și te-am avertizat. Ai grijă cum vorbești, poate vrei să-ți aduci aminte de primele două secunde de la mine. Abia aștept. Ai grijă. Dar nici atunci nu ți-a mers bine. Ce crezi că, cum crezi că poți să schimbi acum situațiile? Cum crezi că poți? Mi-am atras susținător și m-am votat și m-am menținut. Tu, ascultă-mă un pic. Din februarie. Tu ai greșit în momentul în care ai spus ieri, da, de Aurora. Dar eu nu m-am legat. Dar ascultă-mă. Eu nu m-am legat neapărat să iau apărarea Aurorei, pentru că fata se descurca. Ai spus în felul următor, că eu vorbeam cu Maria, da, și din spate în aceeași cameră era Aurora, care Aurora ți-a spus ție că, mamă, câte puteam să facem noi împreună. La momentul actual, da, și momentul acela, când a fost vorba ieri, da, pe mine m-a deranjat, pentru că tu m-ai acuzat ca și cum aș fi putut să fac eu anumite aranjamente, înțelegi? Păi nu, că m-ai băgat prost, domnișoara Cristina. Ca și cum Marinescu face aranjamente cu Maria, cu celelalte concurente. Nu. Ia, fiți atenți! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.